provincia Baltijas jūros gyventojų didinimo motivacija dėl 31 januarį 2015. Ora pronunserii 11 și 20. Judecătorul cu atribuții de instrucție Elena Carpenco, grupier Sergei Lungă. Procuror Gheorghe Grau. Reprezentantul penitenciarului 13 Ion Vârtosu. Avocatul Radu Cerimpei, condamnat petiționar Simeon Jăreghe. La pronunțare prezent petiționarul și apărătorul, examinând în ședința de judecată, deschisă cerere condamnatului deținut Simeon Jăreghe cu privire la recunoașterea încălcării legislației execuțional penale de către administrația penitenciarului 13 referitoare la condițiile de detenție și cererea privind încasarea prejudiciului. Instanța se conduce de prevederile articolelor 469, 470, 471, 472 cod de procedură penală. Dispune, se respinge ca nefondată plângerea deținutului petiționar Simeon Jăreghe cu privire la recunoașterea încălcării legislației execuțional penale de către administrația penitenciarului 13 municipiul Chișinău. 2. Se disjungă solicitarea deținutului petiționar cu privire la încasarea daunelor morale în mărime de 32.000 lei și se explică dreptul de adresare în ordinea articolului 166-167 cod de procedură civilă în instanța competentă de drept comun. Încheiere susceptibilă de recurs, curții de apel Chișinău, termen de 15 zile. Ședința se declară închisă. Încheiere motivată. А спробили, какие имажини видео, где на чего шапки дой. Какие фосла? А что там фосла? Ла кураж, да. А фосла досар? Да, фосла досар, досар. Что-то и не мотивал. Тут и кер, тут, ну, курсы мы пробили, там, такие сам имя, имажини видео, ситуация, да. Кодисты нумарные, как со сиденции. Да, прокурору он ли? Прокурору стоял, он ли, елпин, елск с насыпем. Скинешь насыпем на кие, вот куда прибыл. Și justiție, și puteți mă gândim noi, că vă văzut, da. Dacă le aduce imagini, le aduce imagini de video. Le aduce imagini de video și... Cum să mă demonstrez un condamnat dacă... Simplu, nu ai acces la imagini de video. Au fost făcute imagini de video, pot prezenta. De-am cum să mă demonstrez? Din cuvânt să mă vii ca alte surse de apărare nouă. Acum am depus tot niște plângeri, nu ne acordă telefon să apeleze părinții de rudere și ne-au luat în diopște cererea, s-a pierdut. Am cerut să fie oprit imaginile video că am prezentat cererea la apel telefonic. Cererea este luat jos, le-a plângit celul la 1.5 sau 1.5 la spital unde mădețăm. Le-a aruncat jos și nu vrea să iei nici... Acestea sunt plângerile tale, nu? Da, cererile să fie oprite imagini video, fiindcă vreau să pansez în procuratură. Expedieți scrisoarea în procuratură, scrisoarea nu ajunge. Ce să fac eu în momentul de față? Real, ce să fac eu? Nu ne acord nici telefon. Să dă un apel telefonic simplu acasă. Un apel telefonic simplu să apelezi acasă. Nu pot. Un apel simplu telefonic să dă acasă, mie nu-mi permite. E că deja 3 zile eu nu pot să apelez acasă. Cumva că cuvântul legislat s-am primit o dată săptămână. Eu nu am apelat de câteva luni de zile. Și am prezentat. O să fie ei nu au, eu am bani pe contul de culiu, ei nu vor să ne acorde de telefon. Toate legalitățile, amenințările care au fost făcute data de 12, 1 la 12, de către colaboratorul serviciului securitate, domnul Sârbu, am depus iarăși cereri, nu așa, prin cearului să formeze procuratoră cu faptul dat pe o încălcare legislației, un denunț de amenințare cu răfuială fizică. La rândul său, șef penitenciarului Munteanu, nu a anunțat nici procuratura, măcar clar, cu modificările din 2014 la poziție executare, stipulează. În cazul unui denunț a unui condamnat de oricare crimă, e obligatoriu cererea care respectivă și am stipulat că se anunță procuratura, faptul dat. E obligatoriu să anunțe organele de urmărire penală și procurorul sub supraveghere. Adică procuratura. Nu a fost anunțat nimic, ne-a dat răspuns că ei nu a fost așa ceva. Și gata. Ca și fel de investigare, și fel de sistem penitenciar în Moldova. Mafia.
Всяка доамна Кастрин пусть усценит. Ситуация там. Пробіть моя дочка цікавка дійшлася. Офос до вулиці одічись 2 секунди. Офос дічисить чеду. А пропо, кого твісить тому не урми. Римський шадорі чисить чеду. Уніклари і стіпулат. Фаптулки. Офос є стін калкати на пенічарному 30 призяч, стін калкати кондиціли в дітінці. Довна Карпенко ніж фапту датну лад. Одічись чеду на латну коздіраці. Є облігаторію сидіння коздіраці одічись чеду. Uitați-vă bine, dacă stai două secunde, trebuie să te uiți, așa înțeleg, dacă este o decizie CEDO, trebuie să te conform decizie CEDO și să iei ca pildă. Dacă clar este, supra limitul, eu am adus probii oficiali la șef penitenciarul, că erau în momentul acela 8 persoane în celulă, de la șef penitenciarul răspuns, 8 persoane în celulă, în 16,3-4 metri. Какая рука требует, чтобы лоу персоне... А это контекст дечизи аста? Клар рука, да. Нишнуся парандуял. Слышь, ребят.